Salvia este o plantă cunoscută și folosită din timpuri străvechi. Egiptenii o utilizau ca remediu pentru diferite probleme încă de acum 4000 de ani, iar despre efectele ei benefice au aflat și alte popoare. Astăzi vom afla de ce ard oamenii salvie în casă, dar și efectele mai puțin cunoscute ale acestui obicei. Salvia este una dintre cele mai apreciate plante aromatice. Se poate cultiva foarte ușor în ghiveci și are numeroase utilizări în casă. Aceasta se folosește la ceaiuri, la gătit, proaspătă sau uscată, dar frunzele ei pot fi și arse, având anumite proprietăți cunoscute. Salvia este o plantă cunoscută și folosită din timpuri străvechi. Egiptenii o utilizau ca remediu pentru diferite probleme încă de acum 4.000 de ani, iar despre efectele ei benefice au aflat și alte popoare. În prezent, salvia este cultivată peste tot în lume, fiind una dintre cele mai populare plante aromatice. Una dintre cele mai cunoscute utilizări ale salviei este uscarea frunzelor și arderea acestora. Acest obicei era o practică veche a triburilor indigene, însă obiceiul a fost preluat și de alte popoare. Se crede că salvia are proprietăți relaxante și purificatoare și că fumul este capabil să curețe energiile negative. Dacă simți o atmosferă apăsătoare în casă sau te simți încărcat energetic, aprinde într-un vas special câțiva cărbuni, iar peste ei pune câte va frunze de salvie. Lasă-le să ardă și în momentul în care scot fum, treci cu vasul prin toate camerele casei. Fumul nu doar că purifică atmosfera, dar te și ajută să te relaxezi. Un ghiveci cu salvie poate fi de mare ajutor în bucătărie sau pe balcon. Mirosul specific al acestei plante ține la distanță insectele. Dacă vrei să scapi de muște, țânțari și alte insecte enervante, pune un ghiveci cu salvie la fereastră și acesta nu vor mai intra. Din frunzele de salvie se poate face și ceai, acesta având proprietăți antioxidante și relaxante. Relaxante. La o cană de apă fierbinte se adaugă 15 grame de salvie proaspătă sau 4 grame de salvie uscată. Ceaiul se poate servi ca atare, îndulcit sau cu zeamă de lămâie. Nu în ultimul rând, salvia se folosește și la mâncare pentru a-i da o aromă aparte. Frunzele acestei plante aromatice pot fi puse în supe, ciorbe, sosuri, umpluturi cu carne tocată, băuturi sau deserturi. Pentru a elibera întreaga aromă, frunzele de salvie se prăjesc în puțin ulei înainte de a fi adăugate în rețetă. Relatează realitatea.net